comportate cu hotărârea de guvern 1090 pe 2021 și modificată prin hotărârea de guvern 1161 pe 2021. Articolul 12, alineatul 4 din anexa numărul 3, a suferit niște modificări. Iar în urma unor câteva precizări de la unele instituții ale prefecturilor, ședința cu consilierii locale am ținut să o ținem în aer liber datorită faptului că nu toți consilierii sunt vaccinați cu doza. Iar în punct de vedere cu cei ce privește consilierul local, spune, consilierul local nu sunt angajați în instituții care primesc indemnizații pentru activitatea desfășurată și pot participa la ședința consiliului local în comunitate cu ordinele hotărâri din guvern sus menționate. Deci face referire la care trebuie să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete. Așa că, ne fiind toți, am zis că să fie toți afară în aer liber. Nu putem să facem jumătate, nu putem jumătate afară. Acum, în conformitate cu dispozițiile articolului 33 aliniatul 1, 34 aliniatul 1 litera A, din codul administrativ și a hotărât și a dispoziției primarului 119 din 2011, a spus convocați pentru întregii informații de astăzi, data de vot, la 11 la ora 12. Din cei 11 consilieri locali, sunt prezenți 10. Deci, domnul statul la care e, care lipsește. Având în vedere prevederea articolului 38, alineatul 15, din 1557, supus prea aprobare procesul verbal în cheia la sesiunea anterioară. Cine este pentru? Procesul verbal. Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate, adică cu 10 voturi. Așa, în conformitate cu prevederea articolului 123, alineatul 1 din codul administrativ, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Domnul Pădurarul Remus. Propun pe domnul consilier Rață. Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, sunt la vot. Mulțumesc pentru că ai acordat și pentru că voi conduce lucrarea și din centrul corp normele legale și democratice. Se va da citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea adeverenței la contractului de concesiune încheiată pentru suprafețele de pășune concesionate. Inițiator, primul tip de fond. Proiectul de hotărâre este față de raportul în formatul mediului de specialitate și de aprobare a primarului. Comisia care avizează. Comisia 1. Comisia pentru... Comisia 1. Comisia pentru program de dezvoltare economică. Domeniul public și privat al comunii, agricultura, gospodăria comunală, protecția mediului, servicii și comerț. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe semestrul 4 anul 2021. Inițiator, primarul Victor Deacon. Proiect de hotărâre este în funcție de raportul departamentului de specialitate și de perioada de aprobare al primarului. Comisia care avizează. Cele 3 comisii. Nu mai dau. Ce mai departe? Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ardeal pentru a face parte din Comisia de Evaluare a Probei de Interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director-director adjunct. Inițiator Victor Deacon. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul Departamentului de Specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru prima înscriere în cartea funciară a drumurilor efectuate de către SC Arena, sub octat, SRL, conform scrisurilor din anexă. Proiect de hotărâre este susținut de raportul Departamentului de Specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia de avizare, Comisia 2.
invers, dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi. Nu. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea la contractul de concesiune încheiate pentru suprafețele de pășune concesionate. Aviz. Comisia numărul 2. Macadam Bogdan. Comisia vizează favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre în conformitate pentru data de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Aziz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Macadam Bogdan. Comisia avizează favorabil. Comisia numărul 3, domnul Copa Gheorghe. Aziz favorabil. Dau cuvântul, atât mai așa la țeia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre formabil de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Proiect de hotărâre privind taxa specială de salubritate pentru anul 2022. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizarea Bacău, cuantum de 7,95 de lei lună persoană, așa cum este aprobat în planul anual de evoluție a tarifelor și taxele pe anul 2019. În anul 2019. Comisia domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, domnul Aviz Copac. Favorabil. Da. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri. Cineva. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentantul Consiliului Local Ardeoan pentru a face parte din Comisia de Evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director, director adjunct. Comisia numărul 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Dacă propuneți. O propunere, domnul Moise Cosmin, tot este. Aviz favorabil. Deci îl nominalizăm pe domnul Moise Cosmin, da, care se face parte din comisie. Așa. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentă de executiv. Cine este pentru? Ești de acord? Cinci. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru prima înscriere în cartea funciară a drumurilor efectuate de către SC Arena Popocat SRL, conform înscrisurilor din anexă. Aviz. Comisia numărul 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Nu mai este. Punctul de materie fără discutate. Dacă sunt discutate. Vreau să vă la cine este centru? Cine este împotrivă? Excepție de cea. Diverse. Dacă cineva vrea să se înscrie la cuvânt. Fiind depuizat toate problemele de ordine de zi, declar închisă lucrările ședinței.